digitalization in the trade credit industry is about how you approach your customers. It's just not about simple sending a PDF invoice or sending a PDF information to your customers or a newsletter. It's about being available for your customers 24/7 and to be there for them when they need it and through the communication channel they want. Euler Hermes is part of Allianz, and we also have the Allianz strategy. Digitalization is the number two important topic in the new Allianz strategy. So it is on the agenda of the board. Digitalization so far has not really caused a transformational change. It's more an incremental change, small changes. So we communicate a lot through our digital services. We connect our systems with the systems of the customer. And we provide the information they need in the format they need. Digital transformation for the board should be seen as a huge opportunity. Digitalization helps us in the trade credit insurance industry to develop new markets and also to react faster to the questions of our customers and the needs of our customers. Due to new technologies, we will be able to serve them better. And this is actually offering new opportunities for us. We are to reach a turnover of 3 billion euro in 2020. We are now at around 2.6 billion euro. If you calculate back, that's around 3.5% per year, what we need to grow. And in our traditional markets, it's quite stable over the last year. So we really need to find a way to increase our turnover. And digitalization is the key to come with new products for new markets. To be honest, we did not really see a real transformational change in the industry. We are still more or less doing the same way or business as we did around 100 years ago. Of course, we invented a lot of new tools, so we are able to act faster to the needs of our customers. Having said this, I think especially in Romania, we are also trying some new things for the group. And today, around 66% of our new sales comes from products which were not there 3 years ago. So a material part of our new sales in Romania comes from new products. Eastern Europe is a very good market for us. We show a very solid growth with a good profitability. We are heading at around 10% growth year to year. So that's very good. If you compare that with the other parts of Europe, we are outperforming by far the other markets in Europe. Having said that, CE is not really one market. CE depends on different countries, with different markets and different needs. And within CE, Romania is by far at this moment the most developing market for us. Nu este o transformare peste noapte. Lucrăm de ceva timp la digitalizare. Suntem în plină perioadă de transformare a produselor și a modului în care comunicăm cu piața. Nu știu cât de avansați sunt ceilalți asigurători, dar ce pot să vă spun este că am început cu câțiva ani în urmă să lucrăm la produse noi, care presupun și digitalizare. Chiar aici am prezentat acum 2 ani lansarea unui nou produs pentru companii mici și mijlocii, care nu s-ar fi putut oferi fără a avea la îndemână instrumente moderne. Vorbesc aici de produsul Simplicity și face parte din categoria de produse pe care le-a menționat Ed înainte, în sensul că a luat un avânt atât de mare încât astăzi vindem probabil mai mult Simplicity decât produsul nostru tradițional. Apropo de ce m-ați întrebat, cum putem să rămânem relevanți și să ținem pasul cu piața. Contează foarte mult cum comunicăm cu piața.
produsele în general ale Euler Hermes sunt complexe. Asigurarea de credit comercial este un produs complex și trebuie să-l îmbrăcăm în așa fel încât să-l facem să fie înțeles de către piața largă. Este adevărat că probabil România a avut de recuperat un gap, o diferență față de celelalte piețe din jurul său, dar totodată este adevărat că România este o piață cu potențial și a fost întotdeauna. Numai comparând mărimea pieței cu vecinii din jur, vedem că România are o populație mult mai numeroasă, are multe companii care funcționează foarte bine, are investiții străine. Deci nu cred că dezvoltarea noastră actuală se datorează numai faptului că avem de recuperat această diferență. România este o țară atractivă pentru piața nu numai românească, dar și străină. Și ce observăm în ultima perioadă este că oamenii de afaceri români devin din ce în ce mai conștienți de necesitatea utilizării diferitelor instrumente de asigurare sau de garantare a business-ului pe termen lung. Dacă Euler Hermes a venit în România cu 13 ani în urmă, adresându-se primordial companiilor străine care cereau prezența Euler Hermes în România, astăzi majoritatea clienților noștri sunt companii românești. Și nu vorbesc de companii în top 10 sau 100, vorbesc de companii medii și chiar mici, care înțeleg necesitatea acestor produse de asigurare. Se întâmplă ceva interesant actualmente în piață. Pe de o parte vedem că numărul de insolvențe a scăzut, pe de altă parte, noi, Euler Hermes, înregistrăm daune în creștere. Și vorbim aici de faptul că intră în colaps companii mari. Deci daunele ca și volum sunt în creștere, cu toate că numărul de insolvențe poate este în scădere. Pe de altă parte, în afara României se întâmplă tot felul de evenimente. Au loc tot felul de evenimente care cu siguranță influențează economia, chiar dacă ele nu sunt evenimente economice. Analiștii noștri, avem analiști la nivel de grup care publică analizele financiare și estimările pentru perioadele următoare cu regularitate. Nu sunt foarte optimiste aceste analize. Îi invit pe cititorii dumneavoastră să intre pe pagina noastră de internet eulerhermes.com și să citească aceste analize care sunt fundamentate și care nu cred că doar estimează mergând pe zvonuri, ci chiar au argumente să ne facă atenți că până la urmă nu suntem departe probabil de o altă criză, nu știu exact cât de profundă, dar cu siguranță că viitorul trebuie ținut sub control. Am început cu pași mici. Suntem conștienți că în industria noastră progresele în privința digitalizării nu sunt atât de avansate ca în alte industrii, dar contează foarte mult cum comunicăm cu piața. Și în acest sens avem acum disponibile o serie de informații publicate, cum ar fi Euler Hermes Economic Research sau Euler Hermes Land of Payment, care se adresează părții de colectare, disponibile pe toate modalitățile de accesare, da? Pe smartphones, pe iPad-uri, putem fi accesați non-stop de către asigurații noștri, prospecții noștri, deci clienții noștri potențiali, și pot afla informații interesante. Acesta este primul pas către piață. Alt pas l-am făcut în interiorul organizației, modificând, modernizând
procedurile interne, mărind eficiența, productivitatea de care discutați mai devreme, care în final va aduce un beneficiu tuturor. What I can add on the Romanian market and the question if it's a catch up out of the past or if it's really a good growth, it could be a bit of both, as my as Christina explained. What I also want to add here is that Romania, it's a fact that Romania is outperforming its close neighbors in terms of economic growth. So something must be going well. If you outperform your neighbors, that should be the benchmark. That's a good thing. That's a good thing, yes. Regarding a crisis, if you look on the 100 years of histories of trade credit insurance or the history in total, we know for sure that the next crisis will come. The only question is when it will come. And we have seen some indicators that it will come rather soon than later. What you can do in order to be prepared for a crisis, that's a very difficult question. You cannot be prepared for the unexpected, and I would also not like to promote that you should be prepared at any time. What you can do, at least, is to make sure that you take the appropriate actions as soon as possible as you see things changing, and don't delay the actions, just be on top of it.